În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenice Părinte Paroh, consilier, iubiți frați slujitori întru Hristos, iubiți creștini. Tocmai am auzit o evanghelie extrem de provocatoare pentru logica noastră, a fiecăruia dintre noi. Evanghelia care s-a citit ridică această problemă de logică a acceptării ei. Și am să vă explic. Și să vedem dacă există o altă logică dincolo de logica noastră obișnuită. Și dacă există o logică dincolo de logica noastră obișnuită, asta însemnează că există o lume și dincolo de lumea noastră imediată. Cu alte puteri, cu alte forțe, cu alte chemări. Și acest lucru este important pentru fiecare dintre noi. Și acum să stăruim puțin asupra acestei evanghelii, spuneam, provocatoare pentru logica noastră, pentru mintea noastră, pentru rațiunea noastră. Și haideți să vedem în ce constă această provocare și ce avem noi de aici de învățat, fiecare dintre noi. Doi frați, pe nume Petru și Andrei, erau pe țărmul Mării Galilei sau Mării Tiberiadei. Și trece pe lângă ei un străin și le spune: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și ne spune Sfântul Evanghelist că ei au lăsat totul și au plecat după el. Rețineți această imagine. Puțin mai încolo de cei doi frați și de luntrea lor se găseau alți doi frați, Iacob și Ioan, și despre ei ne spune Evanghelistul că erau fiii lui Zebedeu. Într-o altă evanghelie, Evanghelia după Luca, citim că acest Zebedeu, tatăl lor, avea simbriaș, adică oameni pe care îi plătea cu ziua. Am zice noi astăzi o mică afacere de pescuit, o mică firmă. Și trece pe lângă ei și le spune: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Evanghelistul ne spune că ei au lăsat totul și pe tatăl lor și au plecat după Iisus. Este a doua imagine. Și acum haideți să reflectăm la ceea ce vă spuneam înainte, la logica noastră provocată de aceste două scene din Evanghelie. Dumneavoastră vă puteți imagina acest lucru ca adevărat, adică să treacă un străin pe lângă niște pescari, să le spune haideți după mine și să le mai vorbească și metaforic, adică vă voi face pescar de oameni. Cu alte cuvinte, și fără să le deschidă o perspectivă a chemării. Bine. Dacă mă chem după tine, ce perspectivă mă ofer? E logic, nu? Să ne întrebăm. Ce înseamnă pescar de oameni? Ce înseamnă asta? Și evangheliștii ne spun că au lăsat totul și au plecat după el. Vă rog să vă imaginați următoarea scenă. Să fiți dumneavoastră în curte, să lucrați acolo în gospodărie și să treacă un străin pe lângă gospodăria dumneavoastră și să spună: atenție, haide după mine.
să am să te fac pescar de oameni. Care dintre noi am părăsit în clipa aceea casa noastră, gospodăria noastră, serviciul nostru, familia noastră și să plecăm după acel necunoscut? Eu n-aș pleca. Și cred că niciunul dintre dumneavoastră. Aceasta este, iubiții mei, logica umană. Și nu e greșită. Absolut deloc. E o rațiune absolut logică în atitudinea noastră. Și a spune acelui străin, du-te, omule, mai departe. Și totuși acești oameni, acești pescari, aceste două perechi de frați, au părăsit totul și au plecat după Iisus. Am să vă mai dau un exemplu. Din Evanghelia după Matei, de data aceasta. Și vă rog să fiți cu luarea minte la acest lucru. Evanghelia după Matei, capitolul 9. Era un vameș pe nume Matei, Levi. Acesta stătea la vama lui, la biroul lui, am zice noi. Era un fel de colector de taxe, impozitul roman. Și avea o mică gheretă. Să nu vă imaginați un birou luxos cu internet și cu calculatoare. O mică gheretă undeva la marginea sau în interiorul unei cetăți. Și acolo se prezentau oamenii dând darul sau dajdia cezarului, impozitul cezarului. Era un om cu o funcție publică, acest Matei, acest Levi. Trece Iisus pe lângă el, pe lângă ghereta lui, am spune noi. Trece Iisus pe acolo și îi spune, haide după mine. Haide după mine. Și Matei sau Levi a lăsat totul și a plecat după el. A lăsat registre acolo, a lăsat documente oficiale și a plecat după Iisus. Nu, eu cred că și-a făcut puțin ordine, le-a pus imediat undeva, le-a luat cu el, poate, și a plecat după Iisus. Dar acesta îi face o masă lui Iisus. Aici este important. Îi așează masa lui Iisus și mai invită acolo și pe alți colegi de-ai lui, de vamă, și păcătoși, care au stat toți la masă cu Iisus. Acest om, un funcționar public, pus în slujba stăpânirii romane, a fost atât de impresionat de cuvântul lui Iisus, încât nu numai că l-a urmat, sfidând orice logică umană, așa cum spuneam, ci umplut sufletul lui de bucurie, îi face lui Iisus și o masă. Întreb din nou, care dintre noi, la serviciu fiind, trecând pe lângă noi un străin, să ne spune să-l urmăm, să nu-l cunoaștem, și noi să părăsim serviciul nostru și să mergem după el și să nu știm unde, încotro și ce perspectivă ne deschide. N-am face niciunul acest lucru. Și totuși au făcut-o. Și acum, iubiții mei, să ne întrebăm. Cum de oamenii aceștia au făcut ceva dincolo de logica obișnuită, umană? Ne întrebăm. Și avem dreptul să ne întrebăm. Și e chiar bine să ne întrebăm. Pentru că în momentul în care ne întrebăm, în spatele acestor întrebări, există răspunsuri care ne aruncă
într-o altă realitate decât imediată a prozaicului cotidian în care noi trăim acum. Și acea realitate este importantă pentru noi. Și vă răspund acum cum a fost posibil. Iubiții mei, cuvântul lui Iisus avea o forță. Avea o putere care atrăgea ca un magnet. Și în clipa în care această forță, această putere a Lui, a cuvântului Lui, atrăgea, în clipa aceea, fără să ai nicio explicație, în mintea omului se produce o mutație, se produce o schimbare. Încep acolo să conecteze unele cu altele, alte noțiuni, o altă logică, alte înțelegeri ale sensului de a fi și ale raportării noastre la imediatul obișnuit. Aceea e forța cuvântului Dumnezeu și aceea produce schimbare. Oamenii aceștia au plecat după Iisus fără să-i mai intereseze nimic și au rămas lângă El pentru totdeauna în perspectiva veșniciei și de acolo de unde ei sunt acum ca sfinți veghează asupra noastră. Iată că lipsa de perspectivă imediată a omului în momentul în care Iisus a chemat, s-a transformat într-o altă perspectivă dincolo de cea a omului. Iisus nu cheamă întâmplător. Cuvântul Lui care te atinge, nu te atinge întâmplător, care îți atinge sufletul și conștiința. Cuvântul Lui care te cheamă și Iisus care te cheamă să te desprinzi din drumul obișnuit al vieții tale, atunci când trebuie să te desprinzi. Zic, acel cuvânt nu e întâmplător. Și ceea ce simți atunci, iarăși nu este deloc întâmplător. Și așa s-au întâmplat, iubiții mei, marile convertiri în istorie. Și fiecare dintre noi este un convertit. Dumneavoastră de aici nu sunteți întâmplător prezenți în fața Sfântului Altar acum? Nici vorba. Puteți să stați acasă, puteți să stați comozi în casa dumneavoastră, să serviți o cafea sau să faceți orice altceva. Nu. O forță aici v-a atras. O forță aici vă ține. O forță vă ține aici conectați la un alt izvor de putere care apoi lucrează mai departe în viața ta. Aceasta e forța cuvântului lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna deschide o perspectivă neînțeleasă pentru noi, poate acum, dar ea există pentru mâine. Așa că, iubiții mei, pe cei patru pescari, cuvântul lui Iisus i-a chemat de la o viață obișnuită, în care viața obișnuită lucrau doar pentru ei. Atenție la acest lucru pe care vi l-am spus acum. O viață obișnuită în care lucrau doar pentru ei, să-și câștige existența de zi cu zi. Era normal să fie așa și nu greșeau cu nimic. Dar, și acum e important, perspectiva la care i-a chemat forța cuvântului lui Iisus era alta. Era aceea care vizau, aceea care viza perspectiva mii și mii de oameni și de suflete și de destine umane. Nu doar de pe țărmul Mării Galilei, ci din întreaga lume.
Aceasta era perspectiva pe care o deschidea Iisus. Iată de ce i-a chemat. Iată, vedeți, logica dincolo de logică. Pe Matei l-a chemat pentru că rolul lui nu mai era acolo să adune niște bani pentru Imperiul Roman. Nu. El avea o altă menire, o altă chemare în viziunea lui Dumnezeu. N-a înțeles-o el atunci. N-a înțeles-o, să știți, abia mai târziu. Și în momentul acela, el a primit de la Iisus perspectiva evangelizării, adică de a face ceva și pentru alții. Aceasta este menirea prezenței noastre, a fiecăruia dintre noi aici. A mea care vorbesc, a dumneavoastră care ascultați. Dar rolul nostru și misiunea noastră nu s-a oprit aici, nici a mea, nici a dumneavoastră. Și a merge mai departe. Și astăzi este nevoie mai mult ca oricând de această lucrare de dincolo de chemare. Repet, lucrare de dincolo de chemare. Această lucrare o avem toți de săvârșit, de făcut. Părinții pentru copii, colegii pentru colegi, frații pentru frați, prietenii pentru prieteni. Așa se schimbă lumea. Lumea se schimbă începând cu schimbarea mea, dar o schimbare care are forța de a atrage pe altul spre ceea ce sunt eu sau am devenit eu. Când simțiți această adiere, această putere a Cuvântului Dumnezeu, să-i dați glas, să o lăsați. Poate m-ați întreba acum, dar cum se simt eu atingerea sufletului meu de acest Cuvânt al lui Dumnezeu care îmi schimbă viața și destinul, pentru că acestor patru oameni le-a schimbat viața și destinul. Vă răspund. În momentul în care simți în Cuvântul lui Dumnezeu mângâiere, în momentul în care simți în viața ta, ascultând un cuvânt, nu numai de la biserică, un cuvânt de folos, și încet, încet, acolo, în conștiința ta, începe să lucreze ideea că ar trebui să-mi schimb viața. Că așa nu se mai poate. Atunci, acela e momentul în care cuvântul te-a atins, se atins sufletul și conștiința. Dă-i ascultare atunci cuvântului. Dacă acum, pe care era cuvântul pe care l-auziți, l-a atins în suflet și în mintea lui se întipărește vaga idee și numai vaga idee care spune, ar trebui să-mi schimb viața. Așa nu se mai poate. Viața mea nu mai poate să meargă așa, fără un sens. Aceea e chemarea lui Iisus. Cele momentul în care forța cuvântului lui Iisus te-a atins. Dă-i ascultare. Că ea nu-i fără perspectivă. Poate nu o vezi acum, dar cu siguranță o vei vedea mâine. Și această chemare a cuvântului lui Iisus trebuie să știm că ne privește pe fiecare dintre noi. Există, iubiții mei, și închei cu aceasta, o chemare directă a lui Iisus. Aceea o simțim fiecare în momente excepționale ale vieții. Greu să le descriem. Cele-s momentele convertirilor directe, excepționale, a chemării excepționale a lui Iisus. Fiecare aveți o chemare, să știți. Chemarea, în primul rând, a fiecăruia dintre noi este să fim un creștin exemplu care să vorbească și altora, să strângem rândurile. Noi trăim vremuri grele acum. Să știți, nu sunt deloc vremuri ușoare. Și aproape nicio perspectivă să se ușureze. Noi trebuie să strângem rândurile creștinii.
Creștinismul și biserica aceasta trebuie să știe toată lumea și toți mai mari acestei lumi și acestei societăți. Biserica are adevărul care nu se negociază. Dumneavoastră, creștinii din preună cu noi, că toți formăm biserica, biserica nu o formează preoții. Ia plecați dumneavoastră toți, să zicem, acum pentru o lună și nu mai veniți la biserică. Deloc. Ce facem? Nu există liturghie fără creștini. Deci biserica toți o formăm. Și toți trebuie să știm și să mărturisim prin statutul nostru de creștin adevărat că adevărurile în care credem nu sunt negociabile. Și unul dintre aceste mari adevăruri este Euharistia, adică taina Sfintei Împărtășanii, aici pe Sfântul Altar, nu e o pâine și un vin. Este trupul și sângele lui Hristos. Acesta este un adevăr de credință pe care eu nu-l negociez cu nimeni ca și creștin. Cu nimeni. Nu poți să-mi spui mie acum că trupul lui Hristos astăzi e mai puțin, mâine va fi mai mult sau azi nu-i deloc că e o pandemie. Nu. Trupul lui Hristos este în orice moment, aici pe Sfântul Altar. Și El este doctorul doctorilor, stăpânul stăpânilor, stăpânul acestui univers. Și dacă crezi în acest lucru, nu te poate afecta nimic. Și asta nu e utopie. Nu e utopie. Poate sunteți medici aici, care ascultați cuvântul meu. Nu e utopie. Este un adevăr fundamental de credință. Puterea medicamentului din injecția ta ca medic pe care mi-o administrez ca să mă fac bine are aceeași putere și acum și mâine. Indiferent ce este, ea nu este mai puțină, nu are mai puțină putere în siringă mâine. Hai să ne referim la anestezic. El are efect în funcție de circumstanțele sociale, anestezicul din siringa medicului, anestezistului, nici vorba, are aceeași putere, indiferent ce se petrece. De aceea, forța anestezicului medicului nu se negociază. Acum e mai multă și mâine nu mai puțin, e mai puțină, păi mâine deloc și apoi peste o săptămână din nou are putere. Nu. Deci toată lumea trebuie să știe și noi toți, nu ne negociem adevărurile de credință cu prețul vieții. Acesta e creștinism. Altfel, un creștinism fals va desfința însă statutul lui de a fi. Când creștinismul a plecat din lume, a plecat și istoria lumii, să știți. Istoria lumii se învârte în jurul valorii om. Dar nu a unui om numai pentru aici, ci a unui om și pentru veșnicie. Aceasta e responsabilitatea noastră față de faptele noastre din perspectiva veșniciei. Când veșnicia s-a prăbușit, totul s-a prăbușit. Sensul tău nu mai are niciun rost. Iată, iubiții mei, ce trebuie să facem noi. Acest statut de creștin cu valori și cu credințe și cu adevărul nenegociabile este statutul de creștin care face minuni în viața altora. Așa cheamă Hristos și direct, dar și indirect, pe noi înșine, pe alții. De asta e menirea pe care trebuie noi să o înțelegem acum și rolul pe care să-l avem. De aceea, din Evanghelia de astăzi, acest lucru să-l înțelegem. Cuvântul lui Iisus are o forță, pentru că forța lui, adică a cuvântului, știți de unde vine? Din persoana lui Iisus. Și această persoană a lui Iisus are în sine o forță care produce minunile în viața noastră și în acest univers. Vă citesc în încheiere un verset. Versetul 29 din capitolul 7 de la Matei. Este de fapt finalul predicii de pe munte, dar nu a cuvântului lui Iisus, ci concluzia evanghelistului. Extraordinar.
Iar concluzia aceasta a evanghelistului, pe care vă citesc imediat și la care să reflectați și cu care concluzie în suflet să vă întoarceți fiecare acasă. Această concluzie a evanghelistului era efectul a ceea ce el imediat a simțit și a trăit după ce Iisus a încheiat cuvântul. Foarte important aceasta. Și auziți care este ea. Îi învăța pe ei ca unul care are putere. Ca unul care are putere. Și face și comparația. Nu cum îi învățau cărturarii lor. Adică cuvântul lui Iisus avea putere. Cuvântul lui Iisus i-a chemat pe acei oameni din logica lor obișnuită într-o altă lume, cu o altă logică pe care n-au perceput-o atunci, dar care a existat. Și din logica lumilor, a celor pescari, primim noi astăzi forțe după forțe sau putere după putere, care din cuvântul lui și care ne deschide și nouă aceeași perspectivă dincolo de cea a imediatului cotidian. Să credeți în această forță și s-ar putea chiar acum, chiar în momentul acesta, chiar în momentul acesta, să simțiți sufletul atins de această forță, de această putere a cuvântului lui Iisus. Dacă o simțiți, înseamnă că El v-a chemat acum. Spre ce v-a chemat, veți înțelege și vom înțelege fiecare dintre noi, poate chiar astăzi, dacă nu mâine. Dar cuvântul lui Iisus, ori de câte ori îl ascultăm și Evanghelia Lui, nu rămâne fără rod. Doresc această putere să lucreze în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Și veți vedea mâine. Dacă veți lăsa această putere să lucreze, veți vedea mâine cum va arăta viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Iubiții mei, eu am slujit astăzi în biserica dumneavoastră, având atâtea alte alternative în București. I-am venit la copii și la nepoți, la fiică și la nepoți, dar aveam atâtea alte alternative în București să slujesc astăzi. Colegi, preoți care mă așteptau. Am ales biserica dumneavoastră. Pentru că aici am simțit, poate cândva, nu știu când, o atracție. Și a spus părintelui paroh, părintelui Pompiliu, sunt duminică în București și aș vrea să slujesc la dumneavoastră atât. Și mi-a spus, cu drag vă aștept. Pentru cine? Pentru cine am ales eu astăzi să slujesc aici? Sau cine dintre dumneavoastră m-a chemat? Nu știu acum. Dar cu siguranță când am făcut această alegere, pentru cine v-am făcut-o? E clar. Și numai pentru un suflet, dacă s-a făcut, e destul. Sunt mulțumit și lucrarea s-a făcut aici. Trăiți cu această putere a cuvântului Iisus care vă cheamă. Și nu vă cheamă fără rost. Amin. Trăiți, Părinte.